La sfârșitul săptămânii, joi și vineri, vor avea loc festivitățile de absolvire a claselor a 12-a. Pentru absolvenții de liceu, anul școlar se încheie în 30 mai, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. Începând cu data de 10 iunie, absolvenților care s-au înscris pentru susținerea examenului de bacalaureat 2014 le vor fi evaluate competențele lingvistice la limba română și la o limbă străină, precum și competențele digitale. Probele de evaluare a competențelor se vor încheia pe data de 27 iunie. Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014, va fi la limba română și se va desfășura în data de 30 iunie, pentru ca până în 4 iulie să fie susținute toate probele scrise, în funcție de profilul absolvit. Rezultatele finale ale examenului maturității din acest an vor fi afișate în data de 11 iulie. Până atunci, absolvenții de liceu vor avea de trecut joi și vineri prin emoțiile festivităților de absolvire.